Din nou în direct, peste un milion de oameni și-au pierdut viața în urma războiului dintre Ucraina și Rusia. Chiar dacă cele două țări refuză să spună cifrele oficiale ale soldaților care și-au pierdut viețile sau au fost răniți, presa internațională notează că Ucraina a pierdut aproape 80.000 de, de soldați, iar Rusia peste 200.000. După doi ani și jumătate care s-au scurs din momentul în care Rusia a invadat Ucraina, numărul oamenilor care și-au pierdut viața în timpul războiului a ajuns la peste un milion. În ceea ce privește numărul persoanelor rănite, acestea sunt de ordinul sutelor de mii, câte 400 de mii în fiecare tabără. Rusia și-a pierdut mai mulți soldați decât Ucraina, iar asta în urma politicii duse de regimul de la Kremlin. Pe front sunt trimiși oameni slab pregătiți, ori cetățeni condamnați pentru cele mai mici infracțiuni și până la crime. Cu toate acestea, statul rus continuă să aibă o putere mult mai mare decât Ucraina în ceea ce privește înregimentarea oamenilor noi. Țara condusă de președintele Volodimir Zelenski a înregistrat pierderi umane colosale, iar populația a fost redusă drastic între 8 și 10 milioane de oameni, fie au decedat, fie au devenit refugiați, ori au rămas sub ocupație rusă. Populația Rusiei, pe de altă parte, a fost consolidată semnificativ în urma anexării Crimei de Vladimir Putin în anul 2014. Atunci, numai puțin de 2,4 milioane de oameni s-au adăugat la populația rusă. Totuși, statul invadator a avut pierderi majore în rândul tinerilor, după ce peste 600 de dintre aceștia au ales să fugă peste graniță și să înceapă o viață departe de țara lor. Ucraina avea 40 de milioane de locuitori înainte de război, iar acum populația a fost redusă între 25 și 27 de milioane. Numărul ex Exact al populației după invazie poate fi stabilit cu exactitate abia după câțiva ani de la încheierea războiului, atunci când numărul celor care se vor întoarce va fi unul stabil.